Dar să știți că pe noi, pe veterani, se bazează lumea, pentru că mâine are finala de la Next Star. Doamnelor și domnilor, ca să fac o prezentare ca la Hollywood, Dan Negru! Ce faci, Dan? Bună seara! Bună. Așa, ca veteranii, apițesc pe la ora asta. Știi, o vorbă, e un prieten de-al meu care nu spune acipesc, apițesc. Așa, ca veterani. Ce faci, Cristi? Salut, să rămână. Un salut pe colega ta de prezentare. Bună seara, bună seara. Mulțumim, Dănuț. Noi așteptăm cu foarte mare interes finala de Next Star de mâine, pentru mulțumesc că întotdeauna emisiunile mulțumim tale cu copii. Uite, avem aici un copil absolut extraordinar. Am primit câteva fotografii în exclusivitate. Ai făcut 100 de ediții. Felicitări. Felicitări. L-am văzut înainte de orice, că am dat drumul la televizor acum și mă uit. Păi, Cristi, ce ai făcut, mă? Adică, cum te-ai slăbit așa? Ce e? Ce să fac? Acum am slăbit. Mă, Dănuțe, deci trebuie să înțelegi lucrul următor. Că asta cu slăbitul, ca să înțeleg lumea. Dănuțule, deci tu ai fost împreună, știi foarte bine. În primul rând că Oana are cu ce să mă slăbească dacă vrea. După care în această vară copilul m-a alergat prin vreo 3 sau 4 țări. Crede-mă, te menții, îți menține tonusul. Nu te-am mai văzut, noi nu ne-am întâlnit față în față, cred că de vreo câteva luni, de vreo 2-3 luni de zile. De vreo 2-3 luni am văzut de ziua ta și după care am făcut emisiunea aceea frumoasă, dacă ți-au ce aminte. Uh-huh. Da, acum mă uit la tine dintr-un gogoșar, ai devenit așa, un ardei iute, adică ce s-a întâmplat? Să știi că, vrei să spun ceva, ardei iute am fost tot timpul că i-am ars pe ăștia cu care trebuiau arși, dar pe de altă parte relația noastră a fost întotdeauna ideală, pentru că tu, Dan, ești un om foarte sincer, foarte asumat și foarte drept și lucrurile astea întotdeauna sunt extraordinare. Felicitări, iată, pentru faptul că ai avut o vară foarte frumoasă alături de Next Star. Zi-mi pe unde ai umblat și după aia o să vorbim și despre ce se va întâmpla mâine seară. Mi-ai zis că o să-mi faci o surpriză la emisiune și o să urmăresc. Pe unde ai fost în vara asta? Am stat mult în Europa, mă întreabă lumea. Unde ai umblat? Am stat mult în Europa, adică la Timișoara. La Timișoara, da, frumos. Adevărul e că, într-adevăr, Timișoara are un alt aer. Bun, și în afară de Timișoara. Uite, te văd cu IT, e mai de mult sau te-a vizitat recent la Timișoara? Nu ne-am vizitat recent. Cred că IT-ul ăla e de pe undeva dintr-o altă țară, nu mai, da, e NIT. Fantastic, fabulos film. Dar să spun un lucru, apropo, l-am văzut pe Nelu Ploieștean acum câteva minute. Da. În 2011... ca să-ți poți imagina, Nelu Ploieșteanu a făcut o audiență fabuloasă în momentul ăla, arestat de 35 de mascați și acuzat de trafic de droguri. Erai la Plasa de Stele. S-a întâmplat într-o farsă la Plasa de Stele. Nu ți-l poți imagina pe Nelu Ploieșteanu transpirat tot. Întotdeauna el e cu da, el e totdeauna perfect. Pietul de el, când și-a dat jos sacou și m-a văzut, era tot ud pe cămașă, Dănuț, n-o să ți-o iert toată viața. Am filmat multe revelioane de atunci cu el, evident. Dar întotdeauna, Dănuț, 35 de mascați l-au băgat într-o după, cu dupa l-am dus într-un elicopter, în elicopter l-am suit și l-am adus spre București, cu căluș în gură. Frumos. Pe imaginație. Frumos, da. O emisiune care, cum să spun, a consacrat farsele la TV, pentru că ele erau colo și colo, dar ele au ajuns la un nivel de realizare de-a dreptul hollywoodian. Acum, a fost un hit, așa cum, Cristi, mulțumesc tare mult că pomenești de Next Star. Next Star are finala mâine. Ai observat că mai nou totul e PR în jurul nostru, adică nu mai sunt vorbe. Toată lumea imagine, PR. Apropo de asta, mi-a plăcut articolul tău de pe blogul tău despre coperta Viva. Mi-a plăcut, interesant. Interesantă paralela cu revista Rolling Stone. Cei care nu știu, ai scris un articol pe blog foarte interesant, cum că Rolling Stone au publicat, au pus pe prima pagină, pe copertă, unul dintre atentatorii de la Boston în 2013, exact. Și băiatul era idilizat, era ca într-o imagine de Jim Morrison și făcând paralela cu povestea cu Elena Udrea, întrebarea era ce a rămas în urma acestei coperte și cum publicul s-a regăsit sau nu, și cumva sunt aceleași întrebări ca la București. Până la urmă, Elena Udrea n-are nicio vină în treaba asta, i s-a propus, ea a făcut, modul în care se construiește un subiect este o responsabilitate a revistei respective. Dar
am făcut o previziune. Ne vedem anul viitor la petrecerea Viva cu la fel de mulți oameni, pentru că memoria publică este scurtă, ai să vezi. Deși... Categoric, toți haterii de astăzi își vor pune pantofi cu toc și își vor pune smokingul la petrecerea acestei reviste. Dar să știi că există o mare mică diferență între ce a făcut Rolling Stone punându-l pe copertă pe atentatorul de la Boston și ce a făcut revista din România. Rolling Stone a scris pe copertă. Așa e. The Bomber, adică l-a făcut din start terorist. E adevărat, e adevărat. Nu i-a ascuns actuala, cu ghilimele, funcție. Adică Rolling Stone a spus cine e domnul ăla și se mira cum de-a putut un student eminent să ajungă într-un tânăr de viitor, un nenorocit de terorist. Așa este. Adică din start coperta a arătat cine e omul. Mă rog, hai să sărim, nu e treaba. E adevărat, nu e treaba noastră, dar e vorba de meseria noastră, pentru că e vorba de imagine, noi lucrăm cu imagine. Dan, cred că cele mai frumoase, noi știm foarte bine că în momentul în care un copil sau un animăluț apare la televizor, audiența se arestează. Ții minte că tu m-ai ajutat pe mine la superlativele din 2000, la superlativele VIP, să iau legătura cu Iris. Tu ai fost într-o filmare, noi atunci am dat evenimentul la TVR1 și tu ai fost cu Iris, a fost la eveniment. Traian Băsescu, Adrian Năstase, Cătălin Botezatu, Mihail Rădulescu, Andreea Marin, am difuzat evenimentul pe TV, dar știi cine m-a bătut? Beethoven, partea a doua, cu câinele ăla. Nu te pui cu câinele când e cu câinele și cu copilul, nu te pui. Câinii și copiii întotdeauna acaparează absolut. Majda, vreau să spun un lucru. Da, nu știu despre ce vorbește colegul tău de prezentare. Cred că mă confundă cu Brenciu, pentru că eu în 2000 cred că eram pe undeva pe la... terminasem de-abia liceul, adică cred că mă confundă cu da. Brenciu. Adevărul e că, într-adevăr, și el a făcut copil, cum să spun, la pragul majoratului, așa, adică are niște copii atât de frumoși cu care m-am întâlnit, foarte cuminți și foarte bine educați. Dan, dar voiam să te întreb, dacă tot am vorbit despre vlog, tu când te apuci de vlog? Să faci vlog? Da, e o bună idee. Multă lume m-a prostit cu chestia asta, dar nu, bă, deocamdată hai să rămânem pe media clasică, nu... Nu? Da, e mai așa, mai... Să știi că e un loc acolo de exploatat. Am experimentat și chiar este. Pe de altă parte, vreau să te întreb acum, pentru că poveștile întotdeauna au făcut ca audiența, lumea, emoția să se urce până la cer și televiziunea înseamnă emoție mai mult decât orice în acest moment. Poveste, dar mai ales emoție. Știi că spunea la un moment dat, Mioara Roma îi spunea lui Petre Roma, nu contează ce ai făcut, ci ce se înțelege că ai făcut. Și acum i-a spus, nu contează ce ai făcut, ci ce se spune că ai făcut. Deci exact. Ce se înțelege, ce se spune că ai făcut. Corect, și atunci vreau să te întreb lucrul următor. Care a fost cea mai emoționantă poveste de la Nextaru, care mâine se va încheia din această ediție de 2018? Mi-e greu să găsesc, să scotocesc acum una, dar mi-a venit una în minte, apropo ce spuneam așa de vlog, eu am postat-o pe Facebook, o poveste tare interesantă și emoționantă. Am avut invitat un puști, un copil care are 10 ani și care a fost atacat de 3 forme agresive de cancer. Un copil absolut normal până la vârsta de 6 ani. Când cancerul a devastat, băiatul a ajuns într-un cărucior cu rotile. În fine, poveste tristă. Un actor al minter băiatul ăsta. Pot să spun că imediat după emisiune, un fan club de automobile de fițe, n-am să-i spun numele acum, membrii fan clubului au dat goarnă în toată țara, s-au donat vreo 50 de mașini de fițe de un anumit model de mașini și toți oamenii ăștia cu portbagajele tixite de cadouri au plecat în Oltenia, în satul unde trăia copilul ăsta cu mama lui. Mama lui își vindea lucruri din casă ca să poată să-l țină pe copil în spital. Și m-a impresionat faptul că ăștia 50 de fani cu automobilele lor de lux s-au dus acolo, au ajutat-o pe femeie cu bani, au avut portbagajele pline. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută. Oamenii au făcut lucrul ăsta dezinteresat, fără nicio campanie publicitară. Lucrul ăsta m-a impresionat, mi-a plăcut. Foarte frumos, Dan. Așteptăm cu interes, abia așteptăm să te vedem mâine seară în finală. Felicitări și vreau să te întreb că tu practic, acum logica este pe la Timișoara mai mult în Europa, pentru că ai avut de muncit în vara asta. Pleci undeva, acum te găsim în vreo destinație de asta, tu poți să fii și la Moscova, poți să fii și pe aici, pe lângă noi.
Lucrez, încep filmările la Chișinău săptămâna viitoare, așa că să fie destul de complicat. De la Timișoara o iau în partea cealaltă, mai spre Rusia, știi așa. Foarte frumos. În partea opusă. Nu mi-ai zis, cum ai slăbit, mă, Cristin, o lună așa? Da, Dănuțule, haide să ne întâlnim, îți face Oana o schemă și îți fac și eu... N-ai luat praf. Știi că finul meu, Popescu, Răzvan Popescu de la ZU, băi, a slăbit incredibil și în fiecare zi ia niște prafuri, așa, și el nu mai mănâncă. Prafuri pentru mama mare. Vrei să spun ceva? Nu. Are el o chestie, își pune în pahar, își pune niște prafuri din astea. Ce faci? Bă, dar e sigur că dacă bei din astea nu mori, adică pui toate porcările. Eu singurul lucru pe care îl fac cu praful este să-l șterg în casă, iar în rest pe aici niciodată n-am fost genul. Prin urmare, Dănuțule, trebuie să ne vedem, că iarăși noi când ne vedem, întâlnirile noastre sunt epice și punem pe hârtie și sunt convins că facem din tine manechin pentru prezentarea lui Cătălin Botezatu în tura următoare. Sau și l-așteptăm și la noi în platou, nu? Ei, asta cu așteptat un platou, ea e mai nouă, nu știe că până la urmă e o mare provocă. A zâmbit. Cu drag, să știi că domnul Brancu greșește. Adeseori vin la voi în platou. Bine. Mulțumim, te așteptăm. Bine, te așteptăm. Seară frumoasă. Seară bună. Pa, pa. Te pup, Dan. Hai să